6 din 10 familii consumă zilnic mâncare gătită, iar asta ne plasează pe locul 2 în lume la hrana preparată acasă. Pentru mulți români, restaurantul sau chiar fast food-ul rămân totuși un lux. Masa de prânz aleasă doar la un click distanță a devenit o obișnuință pentru majoritatea angajaților. România ar trebui să mănânce cu 30% mai puțin ca să trăiască mai mult, limitând consumul de grăsimi pe zi și gătind mai simplu, preponderent legume. Ce credeți dumneavoastră că ar trebui să mâncăm pentru a fi mai sănătoși? Legume, fructe și conservele astea sunt unele bune, altele ne fac rău. Mâncarea gătită e foarte bună. Ce să vă spun? Sucurile naturale, toate astea ne ține un echilibru bun. Studiul arată că 60 de grame de carne pe zi de preferat din pește sunt de ajuns. Doar copilul în creștere are nevoi suplimentare de proteine animale. 70% din hrana noastră ar trebui să fie bazată pe legume și fructe. Specialiștii atrag atenția să nu cădem totuși în capcana fundamentalismului alimentar, adică excluderea oricărui produs care conține carne, lapte și ouă sau este preparat termic. Credeți că ar trebui să renunțăm la carne și la grăsimi? Eu zic că nu, că echilibru trebuie stabilit și cu proteine animale și cu de toate. Vă uitați la etichetă? Citiți ce consumați? Da, atunci când mă duc, de obicei nu fac eu cumpărăturile în casă, dar atunci când mă duc, mă asigur să mă uit. Studiul arată că 7 din 10 români citesc etichetele atunci când cumpără un produs nou lansat pe piață. Printre informațiile verificate pe etichetă, pe primul loc se află numărul de calorii, urmat de aportul nutritiv, dar și beneficiile pentru sănătate.